Bună dimineața! Ce mobilizare serioasă aici! Îmi place! Avem și o zi frumoasă, iată! Nu plouă! Voi sunteți aici, despărățiți mai la oricum așa, nu? Unde e? Prezan, 97, toată viruță vălăsă, da? E mai bine cu noul sistem, nu? Da, e mai ușor. 295. A doua doamnă, da? A doua doamnă. Să nu bine? Da. Se vede numărul ștampilei, e bai? Am crezut că sunteți nehotărât. Nu-ți soarbe tușul. Să știți. Mai încercăm o dată să nu vine așa. Păi mai pune tuș. Nu se vede. Se vine. Să fie inteligent. Ce ți-e surda? E cu adâncitură și nu se vede. Nu. Tuș cred că este destul, da? Este, da. Asta este. Și la buletinul le pune așa, le pune așa. E ok, da? Scrie pe urnă. Eu sunt riguros și... Ei cred că nu puteam vota pentru altceva decât pentru continuitatea procesului de schimbare radicală în bine a Timișoarei. Cred că în cuvinte puține putem să spunem lucruri multe. Mi s-a părut că nu se vede destul de clar numărul ștampilei pe buletinul de vot și să nu fie problemă, am făcut o sesizare în acest sens. Tuș era destul, deci cei ce lucrează aici au făcut datoria, dar probabil că nu era proeminența cu numărul suficientă încât s-a văzut mai șters. În județ am votat pentru o șansă a județului Timiș de a se dezvolta pe coordonate moderne cu o politică dusă în interesul cetățenilor, în interesul comunelor, orașelor și municipiilor pe care le avem în județul nostru. Este un prim an cu o astfel de lege și cu o campanie mai puțin vizibilă și de asta eram curios să văd. Din păcate, la multe alegeri, mă refer la ultimele, în județul Timiș n-am avut o prezență prea bună la vot și municipiul Timișoara nu a făcut nici el excepție. Nădăjduiesc că în acest an o să fie prezență mai bună pentru că noi am încercat, cel puțin noi, am încercat în campania electorală și pe toate canalele pe care am avut la dispoziție să conștientizăm cetățenii că într-o democrație este esențial ca ei să-și exercite dreptul la vot. Din 4 în 4 ani când ești chemat la urne trebuie să faci uz de acest drept, altminteri degeaba ești nemulțumit de ce se întâmplă sub cei pe care îi lași aleși de alții. Trebuie să te implici tu însuți, să votezi așa cum îți dictează conștiința, așa cum este aprecierea asupra oamenilor prin prisma a ceea ce au făcut și vin să etaleze în fața electoratului, respectiv prin prisma proiectelor pe care le prezintă pentru comunități. Sunt multe motive, este o analiză complexă de făcut aici, unii au și făcut-o. Pe de o parte, la intrarea noastră într-un sistem democratic nu s-a făcut o educație civică, așa cum ar fi trebuit să se facă, lucrurile sunt total altfel în democrație față de totalitarism și, pe de altă parte, am avut și neșansa, noi, poporul român, să avem în frunte de destule ori oameni nepotriviți, oameni care au dezamăgit și au dezamăgit și unele partide și probabil că a apărut și o apatie din aceste cauze în rândul electoratului. Dar eu insist, prezența la vot este importantă, este un drept democratic și este bine ca drepturile democratice în general să fie exercitate. Nu vreau să mă pronunț, eu am abordat aceste alegeri cu optimism, având încredere în timișoreni. N-am vorbit despre competitori decât foarte puțin atunci când chiar am fost provocat să o fac. Eu mi-am văzut de treaba mea, cu realizările pe care le-am avut și, desigur, cu proiectele pe care le-am generat pentru Timișoara și mai departe este respect dreptul cetățenilor, dreptul electoratului să-și dea votul așa cum consideră ei de cuvință. Mai vedem pe parcursul zilei, că voi fi prezent pe baricade, evident, și poate ne mai intersectăm, iar diseară, sigur, ne vom vedea. Campania, am înțeles. Campania a fost făcută, așa, nu vorbim despre rezultate. Așteptăm să vedem.